Bismillahirrahmanirrahim, în numele Dumnezeu cel milostiv, îndurător, pacea asupra voastră. O întrebare care mi-a fost pusă săptămâna trecută pe internet și nu este prima dată, cred că este a 35-a oră sau a 36-a oră, ce caută femeile în moschee? Ar fi fost mai simplu să mi se pună întrebarea ce caută femeile în viața noastră. Era mai simplu. Ce m-a durut cel mai tare și ce a fost cel mai deranjant pentru mine că această întrebare au pus-o unele femei. Sau în fine, persoane care au conturi de Facebook cu nume de femei. Pentru că în spatele unui cont de Facebook sau unui cont pe internet poate să fie oricine. Poate să fie Gigi Duru, poate să fie Vasilica, poate să fie Georgel și el să aibă acolo trecut Ioana. Dar este Georgel. În fine, mi-a fost pusă această întrebare. Cum este posibil ca femeile să intre în moschee? Cum este posibil ca femeile să stea în aceeași sală cu bărbații în moschee? Într-adevăr, poate să fie ciudat să vadă lumea în fotografii la Moscheea Maria că femeile sunt în moschee, în aceeași sală cu bărbații. Aș vrea sau aș fi curios dacă toate aceste persoane ar pune aceeași întrebare profetului Mohamed acum 14 secole. Acum 14 secole, profetul Mohamed, pacea să fie asupra lui, a construit o moschee în Medina. Vreau să vă spun că acea moschee era o sală dreptunghiulară. La început nici măcar nu avea acoperiș. Adevărul că acolo nici nu prea ploua. Nici acum nu prea ploua. Deci nu era nevoie foarte mare de un acoperiș. Ulterior au pus niște frunze de palmier să fie umbră. Ei bine, toată comunitatea de la Medina se aduna în acea sală dreptunghiulară, fără turnulețe, fără obeliscuri, fără artă bizantină, fără înscrisuri în aur, fără înscrisuri în argint. Acolo oamenii se adunau să roage la unul Dumnezeu. Acolo oamenii nu se adunau ca să facă prezentarea modei. Acolo oamenii nu se adunau ca să spună, băi, ce mare afaceristă astăzi eu, am să fac și ce bogătan astăzi eu, am să ridic un turnulet la această moschee, să vedeți numai că îl fac cu aur tot. Nu, acolo oamenii, bogați, săraci, copii, bătrâni, femei, bărbați, se adunau și se rugau la Dumnezeu. Singura problemă a apărut la un moment dat, după cum știm, femeile au mai multe povești decât bărbații, și credincioșii, bărbați, s-au dus într-o zi la profetul Mohamed și au spus O Rasul Allah, în limba arabă. Ei vorbeau limba arabă. Erau arabi. Normal că vorbeau limba arabă, dar nu era să vorbească franceză. Și au spus O Rasul Allah, trimis al lui Dumnezeu. Asta înseamnă Rasul Allah, trimis al lui Dumnezeu. O, trimis al lui Dumnezeu. Uite, noi nu vrem să deranjăm pe femeile noastre. Ele, după rugăciune, vor să mai stea la vorbă și n-am vrea să le deranjăm. Și atunci, profetul, pacea să fie asupra lui, a spus, faceți o ușă în lateral. Simplu. De aici, ce înțelegem? 1. Femeile se rugau în aceeași sală cu bărbații. Și dacă așa au făcut profetul, așa este bine. Și așa este normal. 2. Femeile se rugau în partea din spate a încăperii, iar bărbații în partea din față. Fiindcă bărbații s-au plâns că femeile mai rămâneau la o vorbă și nu vreau să le deranjeze. Și atunci profetul, pacea spre el, a spus, dați-o gaură în lateral, ieșiți pe acolo, dacă vă grăbiți. Bun, deci am rezolvat și asta. Femeile în spate, bărbații în față. A treia problemă.
Nu și-au făcut nimeni vreo problemă că femeile erau în moschee. Acum am inventat camere speciale pentru femei, acum am inventat situații speciale unde să le ținem după perdele sau mai bine să stea acasă. Într-adevăr, femeia nu are obligația să meargă la moschee. Poate să-și facă rugăciunea acasă, este primită la fel ca și cum ar fi în moschee. Sau aproape, atenție, sau aproape. Cea mai bine primită rugăciune este rugăciunea în comunitate. Când suntem împreună, rugăciunea e mai puternică. Deci dacă profetul Muhammad, pace asupra lui, în Medina, în prima moschee construită, de prima comunitate, femeile se rugau în partea din spatea sălii, iar bărbații se rugau în partea din fața sălii, înseamnă că așa este normal. Noi nu inventăm nimic. Noi aplicăm numai simplitatea pe care profetul Muhammad, pace asupra lui, o aplicat-o atunci. Invențiile actuale cu săli speciale pentru ele, mie mi se par exagerări și chiar exagerări bolnave. Nu suntem obsedați sexual să nu putem să ne rugăm în aceea sală. Acum 14 secole făceau același lucru. Nici atunci nu erau bolnavi mentali, erau niște oameni cu o credință deosebită. Să dea Dumnezeu să avem și noi măcar o parte din acea credință. Dar eu aș vrea să pun o altă întrebare acestor doamne, domnișoare, surorile noastre, care pun această întrebare și mi-au pus această întrebare de atâtea ori. Adică de ce nu ar fi normal ca femeile să roage în moschee? Femeile au aceleași drepturi ca și bărbații. În cazul în care o femeie este mincinoasă, primește aceeași pedeapsă ca un bărbat mincinos. În cazul în care o femeie greșește și prea curvește, primește aceeași pedeapsă ca un bărbat care prea curvește. În cazul în care o femeie fură, primește aceeași pedeapsă ca un bărbat care fură. Dacă o femeie omoară, primește aceeași pedeapsă ca un bărbat care omoară. Vreau să vă spun, dragile mele surori, de aproape sau de la distanță, acum 14 secole acele femei au luptat cu sabia în mână ca să-și apere viața și familia și copiii. Alături de bărbați. Au spălat răniți, au spălat răni, au pansat răni și au săpat șanțuri de apărare a acelei cetăți, prima cetate a musulmanilor. Este absurd ca femeia care muncește lângă mine, trăiește lângă mine, mă calcă, mă spală, mă îmbracă, îmi crește copiii, îmi face copiii, să n-aibă voie să intre în moschee? Dumnezeu în Coran ne spune, am pus între voi dragoste și îndurare. Nu că eu sunt mai șmecher, ca în șapcă și ea are batic în cap. Stai afară, fă! Așa ar trebui tratate femeile? Cine nu-și tratează femeia cu respect, nici el nu merită respect. Cine nu-și tratează femeia cu respect, nici el nu merită absolut niciun respect. Deci trebuie să înțelegem foarte bine că femeia nu că are posibilitatea să intre în moschee. Are tot dreptul să fie în moschee. Are tot dreptul să se roage în moschee. Și nu spun eu asta. Ceea ce spun eu este lipsit de importanță. Dar acest lucru l-a spus Dumnezeu, acest lucru a fost pus în practică de către ultimul profet, Muhammad, pace asupra lui, și asta este clar. De aici vă amintesc din nou, nu interveniți între Dumnezeu și om. Indiferent cine sunteți și din ce grup religios faceți parte. De câte ori omul intervine între Dumnezeu și credincios, întotdeauna se întâmplă ceva rău. Întotdeauna se întâmplă ceva rău. Pentru că omul, indiferent câtă inteligență are, niciodată nu va putea ajunge la un strop din inteligența Creatorului. Ei, totuși o creat Adia Mar de Stele, o creat Universul. Și noi vrem să concurăm cu el?
Haideți să ne păstrăm locul care îl avem, să-l iubim, să-l respectăm, să-l ascultăm și să sperăm că vom trăi fericiți și sănătoși. Vă doresc o vinere binecuvântată. După rugăciune o să mâncăm un picuț, că unii au mâncat înghețata ieri, nu dăm nume, dar știm cine, așa. Și înainte aș vrea să facem câteva rugăciuni scurte. Doamne, binecuvântează-i pe toți cei care au ajutat și au construit la Moschea Maria. Amin. Doamne, binecuvântează-i pe cei care au construit la Moschea Maria și pe familiile lor și du-i pe ei în paradis. Amin. Doamne, binecuvântează-i cu sănătate, fericire și bogăție pe toți cei care au ajutat și au construit la casele tale în numele Tău. Amin. Doamne, binecuvântează România și ferește-o de ticăloși, de excroci, de trădători și de răuvoitori. Amin. Doamne, binecuvântează poporul român și deschide-i lui ochii, deschide-i lui inima să vadă calea cea dreaptă a credinței. Amin. Doamne, binecuvântează toți oamenii de pe pământ și ferește-i pe ei de răutăți, ferește-i pe ei de lucruri murdare, ferește-i pe ei de prostie și ferește-i pe ei de rău din ei înșiși. Amin. Doamne, binecuvântează-ne și pe noi, care ne-am adunat aici numai de dragul Tău. Amin.